Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi, acest proiect a fost depus încă din anul 2017 de către USR și reprezintă viziunea pe care noi o avem pentru România, adică una antreprenorială, fără birocrație, fără hârtii și fără drumuri inutile la stat. Astfel, acest proiect prevede simplificarea înregistrării sediului social, eliminarea acordului vecinilor pentru înființarea firme și eliminarea limitării de a fi acționar unic într-o singură firmă. Acestea sunt soluțiile care pot face o diferență în viața întreprinzătorilor români și cu astfel de soluții USR va veni și de acum încolo în Parlament pentru a le ușura viața. Birocrația excesivă omoară spiritul antreprenorial în niște timpuri în care acesta ar trebui să fie încurajat, adică acum în criză economică, criză care se va agrava în lunile care urmează. I-au scris oameni care vor să-și înființeze zilele acestea o firmă și care spun că trebuie să interacționeze cu până la 5 vecini pentru semnături pentru a-și înființa sediul social, chiar dacă ei nu desfășoară activitate comercială acolo. E evident aberant să cerem lucrul acesta oamenilor care vor să întreprindă, mai ales în niște momente în care distanțarea socială este cheie. Este extrem de trist să aud că parlamentarii PNL vor să țină antreprenorii români în birocrația anilor 90 și în gândirea aceea retrogradă că orice întreprinzător este automat un infractor. Nu despre asta este libertatea economică și nu așa ar trebui să cultivăm spiritul antreprenorial în România. Debirocratizarea este cheie în repornirea economiei și ar trebui să ținem minte foarte bine lucrul acesta. Eliminarea hârtiilor inutile și a drumurilor la Registrul Comerțului și la ANAF este următorul pas și se numește digitalizare și sper ca Ministrul Finanțelor să repete de foarte multe ori acest cuvânt până se va convinge că aceasta este soluția la multe dintre problemele mediului de afaceri din România. Închei prin a mulțumi celor care vor susține astăzi acest proiect de lege, un proiect așteptat de mediul de afaceri, de oamenii care își doresc să își înființeze o firmă și care de astăzi, în urma votului dat pe acest proiect, vor reuși să facă lucrul acesta mult, mult mai simplu și fără hârtii inutile. Vă mulțumesc!